Ora de geografie. Bun venit la ora de geografie. Pentru început, ne-am propus să realizăm o scurtă recapitulare a cunoștințelor. Mai întâi, haideți să vedem care sunt continentele Terei. Continentele Terei sunt America de Nord, America de Sud, Europa, Asia, Africa, Australia și Antarctica. Acum să vedem care sunt oceanele Terei. Oceanele Terei sunt Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian și Oceanul Arctic. Care sunt principalele linii imaginare care ne ajută să poziționăm orice punct pe o hartă? Aceste linii imaginare sunt paralelele și meridianele. Care este paralela de 0 grade și cum se numește? Paralela de 0 grade este ecuatorul. Ecuatorul împarte Pământul în două emisfere. La nord, emisfera nordică și la sud, emisfera sudică. Dar care este meridianul de 0 grade? Meridianul de 0 grade este meridianul Greenwich. Acesta împarte Pământul în emisfera vestică și emisfera estică. Și în funcție de acest meridian se calculează ora pe glob. Cercul polar de nord este o altă paralelă importantă care străbate în nordul continentelor America de Nord, Europa și Asia. Și cercul polar de sud, da, care străbate extremitatea nordică a continentului Antarctic. Tropicul Racului sau Tropicul Nord și Tropicul Capricornului sau Tropicul Sud. În continuare, o să completăm un scurt rebus care are ca soluție pe coloana AB numele unui continent de pe Terra. Paralela de 0 grade se numește ecuator. La sud de ecuator este emisfera sudică. Cel mai mare ocean ca suprafață și adâncime este Oceanul Pacific. Tropicul din emisfera nordică se numește Tropicul Racului. Astfel, soluția pe coloana AB este numele continentului cu cea mai mare suprafață și înălțime de pe Terra. Acest continent este continentul Asia. Așadar, primul capitol din materia de clasa a 7-a este Asia. Iar prima lecție este continentul Asia, poziție geografică, țărmuri, golfuri, insule, peninsule. La finalul acestei ore veți fi capabil să localizați pe harta lumii continentul Asia și limitele acestuia, să precizați punctele extreme ale continentului Asia, să identificați pe harta fizică a Asiei principalele elemente de țărm, insule, peninsule, golfuri și cu ajutorul imaginilor o să recunoașteți principalele tipuri de țărm din Asia. Primul punct, poziție geografică, Asia, este continentul cel mai întins dintre continentele Terei și împreună cu Europa formează o singură masă continentală numită Eurasia. Asia este străbătută de trei paralele importante, și anume ecuatorul, tropicul Racului și cercul polar de nord, dar și de meridianul de 180 de grade. Asia are teritorii în toate cele patru emisfere și are o suprafață totală de aproximativ 44,5 milioane kilometri pătrați,
adică o treime din totalul uscatului Terei. Limitele Asiei. În vest este Europa și se învecinează și se limitează față de Europa prin intermediul munților Ural, Marea Caspică, Munții Caucaz, Marea Neagră, Marea Marmara și Marea Egee, dar și strâmtorile Bosfor și Dardanele. Africa este în partea de sud-vest și se limitează prin intermediul strâmtorii Bab el Mandeb, Marea Roșie, Canalul Suez și Golful Aden. În sud este Oceanul Indian, Oceanul Pacific în est, America de Nord în nord-est, adică strâmtoarea Bering, și în nord Oceanul Arctic. Punctele extreme. Ca urmare a întinderii foarte mari a acestui continent, sunt două tipuri de puncte extreme, și anume cele care limitează partea continentală. În acest caz avem capul Chelyuskin în nordul peninsulei Taimur, capul extrem nordic, și capul extrem sudic sau punctul extrem sudic este capul Tanjung Piai din sudul peninsulei Malacca. Punctul extrem estic este capul Dejnev și punctul extrem vestic este capul Baba. Dacă luăm în calcul și insulele Asiei, punctele extreme vor fi la distanțe mult mai mari între ele. Și anume, punctul extrem nordic este insula Komsomolets din Oceanul Arctic, iar punctul extrem sudic este insula Roti, din partea de sud a arhipelagului indonezian. Punctul extrem estic este insula Marele Diomede din Golful Bering, iar punctul extrem vestic rămâne capul Baba din peninsula Asia Mică. Țărmurile Asiei. Țărmurile Asiei sunt sinuoase și adânc crestate, având o lungime totală de aproximativ 70.000 de kilometri. Cele mai mari golfuri ale Asiei sunt Golful Aden, Golful Persic, Golful Oman și Golful Bengal. Mai sunt și alte golfuri mai mici. Peninsule. Peninsula Arabia, Peninsula India, Peninsula Indochina, Peninsula Malacca, Peninsula Coreea, Peninsula Kamchatka, Peninsula Taimur și Peninsula Asia Mică. Dintre insule amintim: insula Sri Lanka, insula Komsomolets, insula Marele Diomede, insula Roti, insula Sahalin. Arhipelagurile sunt grupări de mai multe insule. Și astfel am enumerat următoarele arhipelaguri din Asia. Arhipelagul Indonezian, care este cel mai mare arhipelag al Terei, arhipelagul Filipine, arhipelagul Japonez și insulele Noua Siberie. Țărmul nordic este afectat de îngheț în cea mai mare parte a anului. Cuprinde sectoare joase, mlăștinoase, cu estuare, delte și lagune, dar și sectoare înalte, cu fiorduri, de la vărsarea fluviului Kolyma până la capul Dejnev. În imaginea A puteți vedea un fiord. La est, mișcările tectonice și prăbușirile au dus la apariția unui țărm continental înalt, Curias, în sud-estul Chinei și Coreei, dar și câteva sectoare joase și mlăștinoase în estul Chinei. În această parte estică a Asiei, țărmul este dublat de șiruri de insule vulcanice, așa cum vedem în imaginea B.
În sudul continentului, țărmul asiatic este jos, remarcându-se sectoare deltaice cu mangrove în partea de sud a Indiei, așa cum este specificat și văzut în imaginea aceea, sau coraligene în Golful Oman, imaginea D. La Marea Neagră și Marea Mediterană, țărmurile Asiei sunt în general înalte, cu un aspect muntos, așa cum se poate observa în imaginea E, ultima imagine. Aceasta a fost lecția de astăzi, iar ca sarcină de lucru v-am propus două exerciții. Cu ajutorul diverselor surse, internet, manuale, reviste cu tematică geografică, hărți, precizați numele celor mai mari insule din următoarele arhipelaguri, japonez, indonezian și filipinez, și să precizați care sunt mările care mărginesc continentul Asia. Vă urez spor la treabă și să învățați lecția pentru ora viitoare. Până ora viitoare, vă salut și numai bine!